Grație Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională, trei instituții din Bălți au fost dotate cu generatoare moderne pentru a putea activa neîntrerupt. Este vorba despre Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii, Spitalul Clinic Bălți și Societatea pe Acțiuni CET Nord. Cei aproape 100 de beneficiari ai Centrului de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii din Bălți, dar și angajații de aici, pot fi liniștiți. Chiar și în cazul unor deconectări de energie electrică neplanificate, totul va funcționa în regim obișnuit. Acest generator ne ajută ca noi, în primul rând, să ne simțim mai protejați și mai siguri în caz de situații de urgență. Acest generator ne permite ca activitatea centrului, în caz de o situație de urgență, ca să activăm în regim normal. Ne permite ca să avem căldură, când noi ne încălzăm cu căsângeria noastră și atunci e fără lumină, nu poate să activeze, să fie cald pentru colaboratori și beneficiari, să ne pregătească mâncare pentru beneficiari, fiindcă la noi beneficiari sunt de la noi născuți până la vârsta de 7 ani. Și la CET Nord au fost instalate generatoare electrice care vor asigura cu energie neîntreruptă consumatorii în cazuri de urgență. Aceste generatoare sunt foarte importante în vederea asigurării securității energetice pentru aprovizionare continuă cu agent termic a consumatorilor. În caz de deconectare a energiei electrice, aceste generatoare se pornesc automatizat și asigură livrarea de energie electrică continuă pentru a menține regimul termic. Cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională, 22 de spitale raionale și instituții medicale au fost dotate cu generatoare, printre care și Spitalul Clinic Bălți. Hospital here in Bălți last year there were two times where there was no electricity for multiple hours, which of course is very dangerous for people in a hospital. Now there's a big generator here that will keep this hospital going for at least 24 hours before it even needs to be refueled. And that means that life-saving emergency operations, taking care of people, can continue even if the electricity and the heat go out. Acum vă asigur că această locație este asigurată cu energie electrică în caz de deconectări. Aducem sincere mulțumiri tuturor donatorilor pentru că participă la o calitate mai bună a actului medical. Ceea ce am primit astăzi este de o importanță vitală pentru un spital, cu atât mai mult că în fiecare minută și în fiecare oră în acest spital, în sălile de operație se fac operații, în sălile de terapie intensivă sunt non-stop pacienți conectați pe aparat, la peste 30.000 de spitalizări pe an. Potrivit autorităților, deconectările de energie electrică de anul trecut au demonstrat cât de vulnerabile sunt unele instituții din Moldova în situații neprevăzute, iar cel mai grav este atunci când fără curent rămân spitalele. Acest spital are 750 de paturi la moment și aici activează în jur de 1500 de doctori și anul trecut au beneficiat circa 50.000 de pacienți. Deci este o cifră imensă. De aceea, fără aceste generatoare, zic așa, lucru în armonie și fără probleme ar fi imposibil. Mesajul nostru este că suntem pregătiți pentru această iarnă, ca niciodată. Pe parcursul anului curent, cu suportul USAID, Republica Moldova a beneficiat de 53 de generatoare electrice. Valoarea totală a acestora se cifrează la aproximativ 1,3 milioane de dolari.